sunt Petronela și vreți să discutăm despre modă, călătorii sau dansuri. Vă aștept în fiecare joi la ora 18 la Free Time pe 1 Plus TV. Bună tuturor, eu sunt Petro și astăzi la Free Time m-am gândit să ies, să fac cu mâna la ocazie. Dar nu știu în ce pare să mă duc, în asta sau în cealaltă, că nu știu. Cred că mergem pe acolo, nu? Haideți că mergem în partea aia. Să vedem dacă mai ia cineva la ocazie și cineva răspunde la provocarea mea. Eu zic să filmăm o zi alături de cineva accepta să mă ia la ocazie. Competition! Așteptăm să vedem în ce parte mergem. Hai, uiuiu, bădiță, eu, hai, uiuiu, și cu fluierul. Hai, uiuiu, ne și distrăm. Bună ziua! Unde mergem? Nu știu, trebuie să cântăream în prefăr. La Ponoare mergem, la Izvernă, la Ponoare. Și ce facem acolo? Acolo? Vedem Liliacu de la Ponoare. Eu beau cafeaua. Mergem, ne distrăm, chiuim. Normal că nu asta e mai bun o să te zic. De ce? Am mai luat într-o noapte și am fost de atunci pe fiecare zi. Mi se aduce aminte de 300 de ori. Deci nu o să mergeți cu mașina. De ce? Eu nu sunt, eu sunt cu minte, promit. Nu fac nimic rău. Păi de-aia nu mergi. Râsul care te pănește. Dacă n-ai fi cu minte, așa, te-ai plia cumva pe stilul nostru. Hai, păi eu pot să mă pliez pe orice stil. Știi cum începem? Cum? Îmi bagi motorină. Eu? Da. Eu să bag motorină? Uite. Păi nu știu să bag motorină. Cum nu știi? Nu știu, hai că încercăm. Ia să vezi. Asta e una dintre provocări? Cum? Asta e una dintre provocări? Normal, ca să mergi cu mine trebuie să vedem că bagi motorină. Și cum fac? Cum? Aici. Așa? Păi tot eu să fac. Prietenul meu. Aștept să plec mașina. Te iau mai de sus, să faci cu mâna. Mulțumesc, dar nu sunt prietenul meu. Și eu te iubesc. Bun, hai că băgăm și motorină. Da. Diesel, da? Adică diesel. Asta. Aia, da. Bun. O să zic că lumea acum, vai ce nesimțit, Ime Dregoniu a lăsat o fată să bage motorină. Și cum? Păi nu știu, așa, bun, am așa luat pompa. Așa e pompa, o bagi bun. Acolo. Așa. Și dai drumul. Am dat. De cât? A pornit. De cât vrei tu? Păi nu știu. Fac legea eu? Cum? Fac legea eu? Îți spun eu când să te oprești, că de când am mai avut cântări, nu mai avem bani să băgăm motorina așa. Așa, cu pandemia. Dar arată-le celor care ne văd că am slăbit, că văd că mă filmez, uite. Da, ai slăbit, da. Profesional. Da, o atitudine corespunzătoare. O luăm cu noi să-i arătăm mehedințul. Ce să facem? Dacă te-am găsit aici în drum, n-ai de ales. De plătit o să merg. Bine, n-ai de ales, trebuie să mă iei. Ce să fac? N-am zis să fac. Am plecat la drum. Am plecat să colindăm. Și cântăm, și voie bună, v-am pe amândoi. Normal. Și o să vezi cât de bun șofer sunt, o să-ți explice Delia. Adică nu prea ești, asta înseamnă da, o ironie. Ești? Cum poți să zici asta? Eu chiar sunt un șofer foarte bun. Da? Da, n-am avut permisul decât de 7 ori suspendat, adică foarte puțin. What? Și când merg la țară, chiar fac toate muncile astea care se merg la duna de prune, merg la... Da? Okay. O, ce șofer bun avem aici, că dacă e dăm mâna asta din față. Bine, taie. M-am jurat. Ne înțelegem noi ca între automobiliști. Uite aici clădirea asta, este clădirea clubului copiilor din Baia de Aram. Aici am învățat eu să cânt. Da? Da. Aveam, de la ce vârstă? De la 8 ani. 8 ani aveam când am venit și m-am înscris aici la grupul folcloric Bordeiașul din Baia de Aram. Și aici veneam în fiecare duminică să învăț dansurile populare și să învăț să cânt. Și prima dată ai început să înveți să dansezi? Să joc. Să joci. Da. Prima dată asta am vrut, dar
S-a ales cântatul de mine. Uite pe Delia. Și foarte bine. Copiii mei sunt așa fericiți că ai filmat. Păi da, cum să nu? Mami, o să apărăm pe vlog. Pe vlog. Vedeți și actualizată sunt. Ia scoateți ochelarii un pic. Ne dăm cu tiroliana. Ne dăm cu tiroliana. Am ajuns la podul lui Dumnezeu. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Vreau să vă întreb, că mi-aș optimi o păsărică, da. Dacă aveți ceva pe viitor, ceva, un duet, o ceva, un ceva. Avem. Avem? Prieteni, dar să nu ne pui să-ți dezvăluim unde vom filma sau ce vom face. Nu? Nu-mi dați nicio secret? Nu, absolut. Nu. Deci este surpriză? Totală. Și pentru noi. Și pentru voi. Am un cântec atât de frumos, nici măcar eu n-am auzit de el. Și nu ne puteți da niciun no. mic, o mică mai, frază. Mai insista că eu spuneam că o să se cheme Valea voastră. Noi suntem acum pe podul lui Dumnezeu, acolo este peștera de la Ponoarele. Vrei să spun legenda locului? Da, da, asta vreau să știu, da. Da, se spune că actualul pod al lui Dumnezeu era fosta gura peșterii. Adică aici era un tavan, era tot una. Și în peșteră aici locuia necuratul, iar ponorenii nemulțumiți de relele făcute de necuratul l-au rugat pe Dumnezeu să-i scape de el. Da. Dumnezeu atunci a lovit cu palma aici în tavanul peșterii, peștera s-a surupat, a rămas actualul pod al lui Dumnezeu, dar necuratul care e necurat și rep și viclean a ieșit pe cealaltă parte a dealului și s-a agățat cu ghearele de munte unde a format câmpurile cu lapiezuri și s-a aruncat în lacul Zaton sau lacul Fantomă și acolo s-a format, da, și acolo ci că a murit, dar n-a murit, că e poate mai există și astăzi. Foarte interesant. Asta este una dintre legendele locului. Și mai sunt legende? Sunt multe legende, dar încă o legendă a podului lui Dumnezeu este că Dumnezeu a luat cu palma din muntele de la Izverna bucată de piatră și a rămas un gol acolo, da. Chiar e un gol care se numește Janțu și a pus aici la Ponoare și a format podul lui Dumnezeu. Ce interesant, foarte interesant și foarte frumos locul, e super peisaj. Ai mai fost? Da. Ai mai fost? Am mai fost, da. Da. Dar ai avut ghid turistic. Nu, uite, vezi, am avut nevoie de tine să-mi spui legenda pentru că eu nu știam și poate nici cei care ne privesc nu știau legenda de aici de la Ponoare. Vezi, acum știi. Foarte frumos. Și ne dăm și cu tiroliana? Au, eu nu prea sunt adeptul senzațional. Nu cred! Vai, nu-i posibil! Adrenalina, eu sunt prima! Nu prea. A fost odată un băiat care cânta minunat de la Mehedinți. Și după aceea trebuie să vin pe jos acolo, nu? Da. Ce tare! Mi-e frică, nu pot! Hai să mă ne-mi frică viața! Hai Marian! Hai Marian, hai! Hai, te lași în haul. Mamă, ce față am! Pregătit? Cum? Hai, nu. Hai, te rog, du-te, hai! Dar fără camera asta, hai, mi-e frică fără, rău! Fără cameră, vă rog, lăsați-l că moare! Bine, hai, fără cameră! Păi dacă pun amândouă mâinile așa, nu mi-e frică rău. Am plecat fără cameră! Hai! Hai! 3, 2, 1 și a plecat! I-a plăcut. Hai, fă-mă și pe mine. A, stai să o trimitem și pe ea. Să-mi echipești pe mine. Aia, te dai și tu? Da. Oh, avem încă pe cineva. Dar nu muri, Marian. N-ai cum. Hai! Nu credeai că o să ajungi în viață? Nu! Să trăiți! Cum ați ieșit după acolo? Doamne! Că nu m-am... Am zis că murim! Merge bateria! Să vedem ce face! I'm fast as boy! Așa, lasă-te jos în ham! Hai! S-a dat rec și unde mergem acum? Mergem la pădurea de Liliac.
și ce vom face acolo. Admirăm peisajul, nu rupem liliacul. Păi și dacă tot mergem într-o zonă atât de frumoasă și admirăm peisajul, ne când și o doină așa, la aici, unul pus telefon. Acolo? Acolo, păi da. Da. O, deci s-a făcut. Ne cântă Delia o doină. Bine. Da. Vă cânt eu, da. Da. Acolo. Acolo, că... Acolo, bine, într-un peisaj frumos. Trebuie o stare din asta. Exact. Da. E mișto. Dar voi când ați început așa să cântați, ați avut un model în muzica populară amândoi? Da. Am pe cine? Avut. Eu pe doamna Nicolina Stoican. Iar eu pe doamna Angelica Stoican, din aceeași familie. Și ne cântați ceva de, din repertoriul lor? Stai să vă zicem prima dată că suntem atât de fericiți că astăzi ne întâlnim atât de des cu doamna Niculina, chiar și cu doamna Angelica, că ne bucurăm mai mereu să ieșim împreună, vorbim la telefon. N-am crezut niciodată că voi ajunge să vorbiți cu... Să fiu prietena, da, cu modelul pe care îl exact, voiai să fiu în viață. Exact, exact. Nu neapărat că voiam să fiu Niculina Stoican, însă cântecele mi se potriveau perfect, adică îmi doream foarte tare să cânt ca dânsa, cântam după dânsa, când eram mici erau spectacole ale Casei de Cultură din Baia de Aramă, unde tatăl meu este director și noi făceam parte dintr-un grup pe care tatăl meu îl făcuse. Erau spectacole prin sate, câte 10-15 spectacole se țineau iarna, pe fiecare weekend. Eu cântam doar Niculina Stoican. Adică, nu știu, la un moment dat chiar o sunasem să o felicit eu, mică, pe doamna Niculina pentru un album pe care îl scosasem. Mi-a crescut băiatul mare, se cheamă albumul pe care îl scosise atunci, da. Și știu cântecele de când eram micuță. Cred că doamna Angelica are materialul doar pe plăci. Plăcile da. Acum le-am găsit târziu și cred că de asta n-am ascultat-o foarte mult pe doamna Angelica Stoican. În schimb, o iubesc pe doamna Niculina și chiar am crescut de micuță pe cântecele dânsei, le știu pe toate, îi le ascult, dar mi-am făcut totuși drumul meu, însă, asta vorbeam și cu Marian pe drum, mi-ar place extrem de tare ca fetele tinere care vin în urma mea să apeleze la mine cum apelez și la doamna Niculina și mă ajută la întâlnire și cu sfaturi și cu, ne ajută din toate punctele de vedere. Deci este un exemplu, a fost un exemplu pentru tine. Exact. Și tu vrei să fie și eu, da, la fel. Marian, tu? Eu ce să zic, eu m-am apucat de cântat din dragoste pentru doamna Angelica Stoican. Duminica se făcea liniște în toată casa când cânta doamna Angelica Stoican cu grupul Izberna la Tezaur Folcloric. Bineînțeles, la un post de televiziune național. Era liniște de plină. M-am apropiat de doamna Angelica Stoican tot din prisma doamnei Niculina, pentru că doamna Niculina ne-a luat sub aripa dumneaei și pe mine odată cu Delia, pe amândoi. Uite pădurea de Lilia! Am ajuns la pădurea de liliac. Da, este superb și e liliac înflorit. Cred că sus o să găsim și mai mult liliac. Dar uite cât de frumos o să fie. Uite, oprim aici ca să ne dăm jos să vedem. Mai în față, e mai în față. S-a dat rec. Ah, super. Și Delia ne-a promis că o să ne cânte o doină live. Nu eu, Marian. Tu ai promis. Tu ai promis. Tu mă pusești pe mine să zic că eu. Da, așa ai zis. Deci azi care din voi? Amândoi. Hai. Amândoi. Nu? Cânti tu? Nu. Ponoare, ponoare, plai scaldat în soare, plai scaldat în soare. Păi da, știți ce vreau să aud de la voi? Cum sunteți voi în spatele scenei? Fel, câte multe pățani, câte așa, ce-ați pățit? Uite așa. Exact pățin, așa? Am pățit multe. Și ce pățin? Toate le pățim datorită nouă pentru că suntem... Prea buni. Exagerat de energici. Aha. Puși pe șotii mereu. Toate vin de la noi. Ne intimidăm, ne strâmbăm unul la celălalt când cântăm, ca să-l... Și să vă mai zic... Are un talent de a mă face să râd în timp ce cânt. El deci... este cel care râde. Uh-huh. Eu doar sunt aia care e... Îi dai... Da. Eu un atât. Dar ideea era să râdem amândoi, numai că eu când îl văd pe el,
că nu poate să mai cânte, unul dintre noi trebuie să fie serios. Trebuie să ducă cântecul mai departe și atunci eu mă mușc de limbă, de leșin, ca să pot să nu râd. Deci pentru voi tot timpul e o distracție, că așa sunteți voi. Normal. Așa trebuie să fie viața din punctul nostru de vedere pentru toată lumea. Și nu avem o meserie atât de frumoasă, să cânți, oamenii să te iubească și să, nu știu, să muncești și să trăiești din ceea ce îți place să faci, și este un dar de la Dumnezeu. Chiar este un dar de la Dumnezeu. În primul rând că noi de ce să fim supărați. Da, în primul rând că harul ăsta pe care l-am primit e un dar divin pe care noi chiar l-am primit și Dumnezeu ar fi supărat pe noi dacă noi nu l-ați împărtășit. Exact. Și nu l-am pune în valoare așa cum trebuie. Da. Dar ați pățit vreodată să nu fiți plătiți la vreun eveniment? Să nu vi se mai da bani, efectiv. Eu am pățit, da. Și cum ai reacționat? Ce s-a întâmplat? Păi, am fost vina mea, am întârziat 2 ore la bine, eu nu sunt, dar nu știu de ce că eu nu întârzi. Da, el nu întârzie niciodată, adică vorbește acum la 12 cu el că într-o oră bei suc și pe la 2 te sună că acum ajunge și el. Ah, ok, am înțeles ideea. El niciodată nu întârzi. Dar de cântat gratis, am cântat gratis de enorm de multe ori. Da, chiar, cred da. Că toată lumea e în situația noastră, toată lumea care pleacă de undeva de jos în sus cântă gratis. Mi se pare deja ceva normal și chiar și astăzi cântăm gratis de foarte multe ori, aproape de 2 ori așa pe an. De foarte multe ori. Chiar cântăm gratis. Cântăm pentru că o mână o spală pe cealaltă și se pare normal să... Sunt oameni care ne ajută, nu știu, oameni care ne ajută și pe care și noi îi răsplătim la rândul nostru prin cântec. Dar emoții mai aveți atunci când intrați pe scenă după atâția ani de experiență? Întotdeauna. Din contră, poate la început nu aveam emoții pentru că nu conștientizam atât de bine ce facem și nu aveam atâtea responsabilități. Publicul nu avea atât de multe pretenții la noi. Exact. Acum lucrurile sunt mult mai... Exact, oamenii știu exact ce cântăm. Avem atâția oameni mari care au încredere în noi. Mai și devreme vorbeam de doamna Angelica, de doamna Niculina. Normal că acum emoțiile sunt mult mai mari pentru că responsabilitățile noastre sunt mult mai mari. Nu putem apărea în fața publicului oricum. Lăsați și pe noi să filmăm ceva cu dumneavoastră. Și am plecat cu căruța la Arad. Mergem la Arad. Așa că toată așa lumea. Așa e, mamaie. La Prășit. Suntem la Izverna. Și mergem la Prășit. Mergem să ajutăm localnicii. Mamă, ce miroase așa ca la țară. Adevărat. A Chanel. Hai să văd dacă știi să dai cu sapa. Avem mult de mers. Hai de sus, dacă eu dacă știu să dau cu sapa. Ca să... E mult, păi noi rămânem aici mai la ocazie, mai jos. Nu de alta, dacă ajungem acolo, chiar o să trebuie să dăm cu sapa. Și facem treaba. Avem cu plugul, arăm tradițional. Uite, și aici poate să ne spună mamaia ceva în grai, să vorbească ca aici, la munte. Da. Ia că vorbesc cu mamaia. Mamaie, unde e pământul? Unde aveți jarad? La Saliștea. La Saliște? La Saliște. Ai, e frumos acolo. Da, și ce puneți? Ce puneți în pământ? Săpăm cartofi. Crumpei. 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 Așa se zice aici. Crumpei. Deci, ca să știți, da? Crumpei. Uite, aici ai porumbul lui domnul pus. Aici, da. Aici, la când o s-o face, venim la pura de porumb. Eu fac un cântec și de-a taia-mi dă porumb. Da. Nu? Aia este. Dar o să vină cineva după noi oare, să trebuie să mergem pe jos după aia. O mașină, da. Să știți că la mine... La mașină am lăsat-o acolo. Da, o e Delia. Dar nu are cum, că cheia e la mine. E bine. Am plecat, cheia a rămas la Mariană, mașina e... Merge ca bobusul, e neicuță gealu, suie gealu la Izverna, să-ți gânce cucu și mierla, suie gealu la Izverna, să scânce cucu și mierla. Uhu! Dacă fac și un story. Hai la Arad. Ia uite. Cu calul? Da. Murgule cu stea pe frunce, hai da du-mă sus la munce. Prin codri de brad și fac și păduri de liliac. La vârf ce munce să stai, să mă întrec cu cucu. Grai. Mircea a parcat. Mircea, gata, Mircea. Am ajuns la destinație. Am jos și cântat. Din căruță. Hai, jos din căruță.
Îl avem aici pe calul nostru, Mircea, care a făcut... Mircea, în grai Mircea. Local. Mircea, așa? Da. Și acum facem... Îl dăm jos din la ulube pe Mircea și îl punem la plug. Îl punem da. La plug acolo și dăm prin cartofi. Acuș, dar are cartofi prea mari, bă, cum au iarba. Asta e. Haideți că astăzi arăm împreună cu Marian. Oh, arăm. Așa. Hai. Te țin drept, ea. Și meargă printre... E, ca asta... Așa-i bine? E bine, așa. Mai drept. Se vedeți că nu prea știu. V-am spus că eu numai cu sapa. Poate rupem cartofii. Ia să vedem cu sapa, dacă pot. Cu sapa pot, ia, că mă duc la sapă. Hai că Marian dă cu sapa. Da, eu nu că rup cartofii oamenilor. Și după aia bun de plată. Eu cu sapa. La mine, la Braților. Aici nu mă lasă, fie că nu-i nimic de ea. Dar uite, fasole, asta este pe fasole. Aici? Unde? Aici. La fasole. La fasole, da. Asta e fasolea, întrebă. Asta e fasolea, întrebă. Ești avertizează. Numai pe lângă, da. Deci, uite, așa că să trecem la treabă. Încep de unde? De începem și noi, din capul locului. Dar normal, nu cu capul lor. De aici, uite așa. Deci, atențiune, camera. Da? Atențiune. Medregoniu dă cu sapa. Deci ăla-i fasuit, nu trebuie să-l găsăm. Să ai grijă unde stai cu sapa. Buruienile scoatem, așa. Așa. Eu spun verdictul dacă este bine sau nu. E bine? E bine, e bine. Doamne, bine că mi-a dat Dumnezeu glas să cânt. Deci trebuie brazda, trebuie brazda întoarsă, așa, da. Vezi că de când am mai dat cu sapa, ai și uitat. Trebuie întoarsă, că... Asta vreau să zic, tu ai cântat vreodată când te-ai dus la sapă? Cântai? Când, păi eu doar asta făceam. Nu mai dădea cu sapa, el doar cânta. Doar asta. Hai că mă pricep, hai. Jur. Gata, s-a priceput, e bine? Foarte bine. E bine, nu? Nota? Și mâine să tot termin. Tot termin. Ce notă îi dați? 10. Mulțumesc. Bravo. Eu știu că nu merit, dar doamna e drăguță cu mine. E drăguță, normal. Mulțumesc! Vă înapoiez instrumentul muncii. Și atunci când ăștia fac cartofii, n-ai mici. La acolo. Ziua. Hai la Delia. Mulțumesc. La mașină. Hai să mergem la Delia. Aici este peștera Izvernă. Peștera Izvernă. De unde iese o apă extraordinar de Lina. Pură. Apa Lina. Beți apă Lina să fii sănătoși. Deci am ajuns la peștera Izverna, iar Marian o să ne spună câte ceva despre acest lucru și deci, despre... o legendă da. Spune că aici, în peșteră, își ar fi îngropat prințul sârb, unul dintre prinți, au fost doi frați, și erau într-o dispută, așa, într-un conflict, și unul dintre ei și-a îngropat tezaurul de argint aici în peșteră. Scuză-mă, te rog. Tocmai de aia și apa este atât de pură, pentru că argintul știm că purifică apa. Pardon. Peștera a fost cercetată și de Cousteau și se spune că ar fi foarte multe blesteme aruncate. Mulți oameni au murit încercând serios? Da. Încercând să studieze peștera. Și mai ales că au găsit bănuți și sunt blesteme lăsate care... Așadar, nu trebuie să... Zona este împânzită de comori aici, pentru că pe aici au trăit haiducii. Dovadă vie... Am rămas... Haiducii? Comorile, da. Comorile și haiducul. Comoara da. Și haiducul. Da. Da, și toate comorile erau puse cu blestem, pentru a nu putea să fie luate oricum. Și iată că blestemul și-a făcut efectul. Așa, ne spun, așa ne spun legendele locului. Ați văzut? Cei doi ne-au spus legenda. Despre Apa Lina, de aici este Apa Lina, da, că de aici doamna Niculina Stoican preia această apă extraordinar de pură într-o fabrică care este mai jos, o îmbuteliază și o dă spre consumarea tuturor. Ei, a se bucura toată lumea, toată țara. Apa Lina, apă pe care o avem noi munteni. Avem voie să facem reclamă, e reclamă, nu, dar nu. Nu, vorbim despre Apa Lina. Păi pentru că este a noastră, Mehedin, e a noastră. Bineînțeles, este din Mehedin și trebuie să vă mândriți cu ea, nu? Normal. Așa. Aici la Izverna totul este frumos, pur și curat. Da, așa este și este și foarte frumos. Și nu știi ce mi-are norocul să se nască aici. Dar vine de aici. Vine de aici. Dar mie mi-ați promis ceva într-un cadru frumos.
mai. Ce? O doină, că nu am făcut, nu am spus despre hai, măcar. Hai că la Preșna chiar îți cântăm. E, serios. Hai. Hai, super. Hai. Hai că scăparem și acum. Mă potăliți. S-a dat rec? Am ajuns, Marian. Îți spun eu unde am ajuns. Suntem în Preșna, în satul din care este doamna Angelica Stoican și doamna Niculina Stoican. Și suntem în curtea bisericii din Preșna, care este singura ctitoria lui Tudor Vladimirescu. Hai dar să hai mergem. Că, hai că avem oamenii potriviți aici care să ne explice despre biserică, despre locuri, pentru că sunt mai în măsură decât noi care suntem de la Baia, eu. Sunt mai în măsură. Deci aici... Ia uitați pe cine avem aici, sărut mâna, doamna Irina Zoican. Bună ziua, bine ați venit. Doamna Irina Zoican este mare artist al Mehedinților, dar și primarul Comunei Balta. Ce mai faceți, da. Cu ce ne surprindeți astăzi? Astăzi pregătim un material pentru comemorarea lui Tudor Vladimirescu, Revoluția din 1821. Sărbătorim anul acesta, la începutul lunii iunie, fix 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Vă invit și vă aștept pe 6 iunie să ne fiți alături. Cu siguranță vom fi aici în cele mai frumoase costume. Te îmbrac în opreg ca la Mehedinți. Vă aștept cu drag. Sunt și eu prezentă. Și mai avem pe cineva aici. Ia să mergem mai în față. Întoarce aici. Camera. Mai avem pe cineva aici. Bună ziua! Doamna Niculina Stoican, bună ziua! Vă pup! Ce faceți pe aici, pe la noi? Am venit să facem ceva foarte frumos cu dumneavoastră. Da, da, cu mine, da, foarte sunt pregătită. Și eu sunt tot timpul. Și cu doamna Delia. Cu Deliuța. Nu ne bagă în seamă acum. De ce nu ne bagă în seamă? Nu vrea să comunici. Niculina. Se întâlnim, da. Avem ceva de vorbită, ceva mai așa, mai... De-a bine întâlnim, de-abia povestim. Avem, când ne întâlnim cu dânsa, avem abundență de vești. Și da. Ce vești? Ce vești? Ceva vești? Doar bune. Asta chiar nu spune. Păi, asta vă să fie vești bune, nu rele, nu vești rele. Nu vrem decât... ei sunt pe post de news pentru mine. Am înțeles. Că nu prea ies și atunci ei trebuie să-mi spună tot. Și veștile rele și veștile bune? Absolut tot. Tot. Trebuie să știu tot, da. Să fiu pusă la punct. Da. Pentru mine, el e Medre. Medre, ok. E Deliuța. Deliuța. Da, 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 da. Și da, când doamna Niculina are o zi bună și o sunăm, răspunde la telefon așa, da, Medre. Da, Deliuța. Da, Deliuța. Și când e supărată, cum răspunde? Da, Delia. Da, Marian. Marian. Ce vrei, Marian? Și așa noi tac, noi prindem grăicio. Haideți că vă sunăm noi mai târziu. Mâine. Vă sunăm mâine, vă pupă. Bine, bine, hai că sunt la filmări. Bine, ne auzim. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Ne spun tot. Pentru ei este... tot ce se întâmplă o carte deschisă. Da. Da. Vrei să exact ce spuneam? Deci, Pusăși, unde suntem aici? Am spus că suntem la singura că suntem la singura ctitoria lui Tudor Vladimirescu. Așa? În și satul perfectul simplu că ești olten. Sunt perfect. De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? Pentru că sunt perfect și simpli. Sau simpli și perfect. Cred că Dumnezeu le așează pe toate și la momentul potrivit se întâmplă lucrurile care trebuie să se întâmple. A venit din interiorul meu acest dar pentru doamna Angelica Stoican, pe care l-ar fi meritat de foarte mult timp. Așa cum spuneai tu, noi, la noi în sat, lumea e obișnuită cu noi, aici am crescut, ne știu de când eram mici, nu ne tratează ca pe vedete. Da. Exact. Noi suntem vedete, dar nu în comuna noastră. Dar nu aici, da. Și atunci, da, cred că doamna Angelica Stoican, singurul interpret care a creat balada lui Tudor Vladimirescu și care a cântat-o și o cântă cu atâta frumusețe, merita acest lucru, nu într-un moment oarecare, ci ce acum, la 200 de ani, da, de la Revoluția Lui. Ce foarte frumos! Ce emoționat! Da. Ce drag, ce drag, evenimentul! Da, da, uite, de acum noi ne pregătim și facem lucruri, zic eu, mai mult decât relevante, pentru că sunt mulți cei care sunt implicați. Nu putem de unii singuri să facem și sunt foarte mulți oameni implicați, oameni care fac voluntariat, care vin de acasă cu tot ce trebuie. Adică nu,
chiar nu avem nevoie de foarte mult ca să facem bine și să se vadă exact. Binele ăsta. Așa că vă așteptăm la eveniment. Clar, o să fim acolo. Da, o să fiți acolo. Da. Bine, vă așteptăm, vă așteptăm. Pregătim și alte lucruri frumoase. Și abia așteptăm să le vedem. Da. O să fie foarte frumos. Cred că o să avem un personaj, Tudor Vladimirescu. Eu. Da, aici, da, de față. Da, dar trebuie să mărești. Da. Trebuie să învăț să merg pe cal. Și nu o să fii calul tu. Nu, da. Poate fi pe cal. Pe cal și nu sub cal. Trebuie să ai mare grijă, nu sub cal. Trebuie să ai mare grijă să nu ne faci de râs. Nu, Tudor nu avea cum. Trebuie să mă ridic la standardul. Clar. E destul de greu să joci rolul unui om personaj atât de mare. Tudor Vladimirescu. Da. Gândește că a intrat în București și a pârjolit în jurul lui tot ce trebuia. Așa să... o să pârjolesc și eu. Așa să faci, așa să se știe. Mai mult. Să știe Mehedințiu la o parte că a venit. Pac. De asta Mehedințiu este în frunte mereu, pentru că Mehedințiu avem modele. La putere. S-a dat drec. Unde mergem acum? Oricum mergem la stână. Unde mergem? Oricum unde mergem e departe. Mergem de jumătate de oră pe jos prin munte. Așa am mers și în carieră, să știi. Da? Pe jos, dar tot urcând. Și greu, dar tot urcând, exact, uite. Păi hai să mergem, poate mai și cântăm. Mergem la stână. Mergem la stână. Și cântez, cânt eu ceva frumos. Ia să vedem. Ia cântăm. Firea naibului Gegeal. Ce mai voinicele eram când pe tine te suiam și deloc nu odineam. Să vedeți oamenii din Mehedinți cât de gospodari sunt în vârful muntelui, ce freză am, în vârful muntelui, cum au arat și au cultivat pământul. Ia uitați, ce frumos! Oameni muncitori! Da! Oameni muncitori! La Mehedinți. Îți plac munții noștri. Da, și sincer pe partea asta chiar nu am fost. E un peisaj superb. Trebuie să vină cei care n-au văzut. La Mehedinți, la 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 la. Să ce duc la năpi munți, la 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 la. La podul Dumnezeu, nană puișor, să jurăm și tu și eu, nană puișor. Ce-i duce mândro cu drag, la 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 la, prin codrice liliac, la 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 la, la piatra cornetului, nană puișor, un gen ne-am iubit întâi, nană puișor. Peștera Ginisberna, nană puișor, și lunga Gila Balta, nană puișor. Uite-ți mai cânt ceva. Ia! Mehedinți, frumos pământ, tare mi-e drag să te cânt. Că te văd din când în când și trăiesc cu tine în gând. Unde trăiesc, o duc bine, dar sunt departe de tine. Plai de dor cu oamenii buni, cu pădurii pe munții suri. Te lumină mândru soare, din izverna în vânjul mare. Cântec drag răsună-n baia, de se aude și-n strehaia. Drag mie Dunăre să vin la tine, la Severin. Că mulți ani pe malul tău petrecui cu puiul meu. Cu puiul meu, cine? Delia? Delia e puiul meu din cântece. Doar din cântece. Noi ne iubim foarte mult în cântece, ne iubim foarte mult și în viața reală. Dar nu așa cum cred oamenii. Bine, ca prieteni. Puteți crede ce vreți. Da. Noi chiar suntem cei mai buni și cei mai buni. Și eu cred în prietenia dintre un băiat și o fată. Da, chiar există. Uite, dovada clară. Suntem prieteni de 10 ani și am împărțit și bine și rău. Și asta înseamnă să fii prieten. Nu doar la bucurii și exact. La veselii să fii împreună. Și la mai puțin plăcute așa evenimente. Asta înseamnă prietenia de fapt. Da. Suntem prieteni și cu voi acum. Exact. Cartofi facem? Facem cartofi. Să sperăm că ne ajung, așa este. Bună! Vă pupăm. Ce fost am brânza? A venit doamna cu brânza. Cu brânza. Bebe. A venit doamna cu brânza. Pentru că noi facem cartofi prăjiți și mâncăm bio. Cartofii sunt de aici? Da. Cartofii sunt bio. Brânza e bio. Noi nu prea mai suntem bio la acestea. Dar în rest totul este. Avem și pisici, iată. Avem căței, iată. Căceluși, pisicuțe. Tot bio. Tot bio. Da, totul este bio. Exersăm.
Am curățat toți cartofii, ia uitați aici. Eu îi toc pentru că am o tehnică specială. Da. Groș și gustos. Adică așa, pe bogăție. Mie nu-mi plac cartofii pe sărăcie. Pai așa, nu, pai, nu, nu, nu. Tocmai discutam și ne sfătuiam să facem un plan de finanțare. Dacă să mai curățăm sau nu cartofi. Da. Căci dacă nu ne ajung... Eu, alții nu. Nu, că ne ajung, ne ajung. Un sac de cartofi. Nu știu dacă ne ajung. Facem o probă? Da. Și facem un pariu? Facem. Toată lumea să subscrie cu sinceritate, să spună dacă nu i-au ajuns cartofii. Da? Da? Da. Ok. Bine. Și facem un pariu. Da. Și cine e cum? Care pierde, ce face? Dacă pierzi, tu îmi dai mie camera cu care faci tu vlog. Asta sau cealaltă? Cealaltă. Simtiți bine înseamnă. Cealaltă o vreau, cealaltă o vreau. Dacă pierd eu, îți dau ție. Da. Multe salutări și urmă. Nu e bine, nu-mi convine, nu-mi convine. Da, ce să zic. Ia uitați că ției nu-mi convine acest pariu. Deci nu-mi convine cum facem. Atunci... Îți dau eu din partea mea cadou o pisică. O pisică? De la mine nu. Nu sunt ca cadou. Nu. Pisicile mele sunt unice, adunate de pe străzi, ca și căței de altfel. Și sunt parte din existența mea. Deci... Delia face o postare. Delia face o postare, am cântat, ne-am distrat, ne-am dat cu tiroliana. Da, ne-am dat cu tiroliana, Doamne. Foarte fain, foarte jur, deci fain, trebuie să experimentați. A fost prima dată pentru mine, pentru că nu prea sunt adeptul senzațiilor astea tare. Vezi, acum ai încercat prima dată și a fost foarte tare. Bine. Da, chiar da. Mie-mi plac. Adică eu sunt adepta senzațiilor tare, dar nu pentru mine. De exemplu, copilul meu îmi doresc maxim să le fac. Dar tu nu? Eu, nu. Bun, ce le transmite și rog, ne privesc în acest moment? Păi ce să le transmitem, în primul rând, de a trăiți viața la maxim, că e prea minunată. Da. Bucurați-vă de fiecare zi și de toate lucrurile așa cum vin. Nu așteptați să trăiți nimic, trăiți azi. Exact. Așa este, foarte frumos, da. Sperăm că v-a plăcut de noi. Noi chiar v-am arătat o zi din viața noastră așa reală, cum este, reală. Fără să încercăm să părem altceva, nu, noi ăștia suntem. Din contră sunt și nemachiată, mai mereu întâlniți cu mine mai așa, bine. Mai mereu așa sunt. Ei, vedeți, așa cum sunt ei, în afara programului, fără costumele populare, se aud câinii, să sperăm că nu le mușcă nimeni. Acolo este stâna, părerea mea, unde se aud câinii. Așadar, voi nu uitați să ne lăsați un like pe pagina noastră. Păi repede outro-ul ca să ne prinde când ne mănâncă câinii. Deci voi trebuie să ne lăsați un like pe pagina noastră 1 Plus TV, dar și un share la ediția de astăzi. Bye! Spuneți și voi bye! Bye! Vă pupăm! Vă pupăm! Bye! Plăiți frumos! Și bucurați-vă de orice! Hei, bun găsit tuturor! Eu sunt Petro și astăzi la Free Time m-am gândit... Încă o dată că mi-a picat vocea. Se pare că nu m-a luat. Bună ziua, nu mă ia nimeni. Nimeni nu vrea să mă ia și pe mine la ocazie. Ce să facem, mai așteptăm, mai stăm. Super, Petronela, ești foarte tare. Ne dăm pe cum se cheamă asta? Tiroliană. Tu ești primul, dacă mori să închizi ochii. Auziți? Da. Două sobrani albi. Asta o tai tu la montaj. Bineînțeles. N-am încotro. Mamă, dacă sunteți, frate, veniți la filmare 5, bă, mamă. Promovează-te online. Direct și sigur. Crem strategia potrivită business-ului tău. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă.
Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766554732 și spune stop durerii. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353-418-425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Varese vă colorează casa în orice nuanță de culoare pe care vă imaginați. Gama de produse oferită acoperă o plajă foarte întinsă pentru finisaje în construcții, vopsele lavabile de interior și exterior, lacuri, baițuri, vopsele achidice și emailice, tencuieli decorative, siliconice și minerale, fabricate după tehnologie germană de ultimă generație. Pe lângă propria paletă de culori, sistemul Betec Mix vă permite să selectați culori din alte palete internaționale, asigurând cu o precizie maximă un rezultat pe măsura așteptărilor. Ne găsiți pe strada 9 Mai, numărul 24 din Târgu Jiu și în Ilfov, pe strada Decebal, numărul 7, Rudei. Varese îți colorează visele. Vă așteptăm la cabinetul veterinar Blue Care Vet. Situat pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 22 din Târgu Jiu, pentru a descoperi modalitățile prin care vă putem fi de folos. Prescriem și efectuăm tratamentul veterinar corespunzător afecțiunii de care suferă prietenul nostru necuvântător. Cu ajutorul celor mai recente echipamente și tehnici, putem asigura operațiuni uzuale și de urgență de medicină veterinară. Vă așteptăm la Blue Care Vet, unde veți primi cele mai bune diagnostice și tratamente pentru necuvântătoarele dumneavoastră. Asigurăm servicii de consultații medicale veterinare, tratamente veterinare, deparazitări, vaccinări, chirurgie veterinară, analize de sânge, urină, dermatologie, examene de citologie, histopatologie, micologie, coproparazitologie, bacteriologice, EKG, ecografie abdominală, ecografie cardiacă, detartraj profesional, monitorizarea funcțiilor vitale. Blue Care Vet, prietenii necuvântătoarelor. Afacerea ta, prioritatea noastră. 1 Plus TV, sursa ta directă pentru noi clienți. Servicii complete pentru firma ta. Alege un plus de imagine.
This station is now the ultimate power in the universe. Bună, eu sunt Petronela și vreți să discutăm despre modă, călătorii sau dansuri? Vă aștept în fiecare joi la ora 18 la Free Time pe 1 Plus TV.